din episoadele anterioare. Deși situația financiară a marișilor e îngrijorătoare, membrii familiei au găsit totuși motive să petreacă: împăcarea lui Andrei cu Maria și viitoarea naștere a bebelușului lor. Cum poți să-mi faci mai așa ceva? Delia și-a prins iubitul în pat cu Diana. N-a stat pe gânduri și l-a împușcat. Din fericire era un pistol cu aer comprimat, așa că Radu s-a ales doar cu câteva zile de spitalizare, timp în care a înțeles că gestul Deliei poate fi justificat doar de dragoste și gelozie. Să rămâi sărat toată viața ta și părăsit. Geta s-a apucat să arunce cu blesteme în stânga și în dreapta. Mircea a primit un tratament special datorate scrocheriei cu banii lui Eugen, iar necazurile nu l-au ocolit. Diana a încercat să-l seducă în timp ce Laura era la ușă, anunțată de Mădălin. Rămâneți cu noi pentru un alt episod din Iubiri Secrete. Aici, jos, hai! Hai! Andrei s-a împăcat cu Maria și se bucură din nou de dragostea ei. Mai mult, vor avea un copil împreună. Și totuși ceva lipsește în relația lor, ceva important ce nu poate fi trecut cu vederea. Unde e domnișoara Maria? Mergem la gara. Tachie și te păcălesc. S-a întâmplat ceva foarte, foarte, foarte frumos. Păi, Andrei, m-a speriază pe datul lunii. Fiat ce s-a întâmplat. Ce se întâmplă, dar? Aseară când ne-am culcat, ea a dormit mai repede. Așa. Și eu m-am uitat la ea. Mm-hmm. Am văzut-o cât e de frumoasă. Da, e frumoasă ea. Și mi-a venit o idee. Ce idee? Fii atent aici. Așa. Noi acum suntem împreună, da? Sunteți împreună, da. Așa. Mă bucur și eu. O să avem un copil împreună, nu? Copil, ce frumos împreună, copii. Ce lipsește? Biberu, haine. Takeshi, nu, ce lipsește la noi doi, la mine cu ea? Nu suntem căsătoriți, trebuie să facem nuntă, Takeshi. Asta e, trebuie să facem nuntă. Nunta! O să... O să ce? Danseze și eu la nunta. Păi știi tu să dansezi hore de-astea? Eu știu să dansez rock, Andrei. Da, stai puțin că tu ești marele Takeshi, am uitat asta. Nu fii atent, dar vezi că am nevoie de ajutorul tău. E o mare plăcere, Andrei. Nu știu dacă ți-am povestit, dar eu am mai ciurut o dată pe ea în căsătorie. Așa. Mai să despărțim. Nu ai nimic. Și acum trebuie să fac ceva să fie... Am o idee. Aha. Și bine, am acum un noroc foarte mare că e plecată la mănăstire. Oho! Și până se întoarce trebuie să mă ajut să-i pregătesc ceva. Mă ajut sau nu? Vă ajut cu mare plăcere, Andrei. Promiți? Trebuie repede, nu? Păi da, promiți că mă ajuți? Da! Hai să mergem să-ți povestesc. Nu-nta! Vreau să iau niște foi pe care să le pun prin casă și să scriu așa: te iubesc, Maria. Ai înțeles? Să-i fac un jur. Așa? Ca lumea. Și asta vine să le găsească pe astea. Laura l-a prins pe Mircea desfătându-se în brațele Dianei. Într-un fel, se aștepta ca banii să-i sucească mințile amantului ei, dar nu atât de repede. Ce înseamnă asta, nenea? Ce înseamnă asta? Laura. Ce face asta? Cine e asta? Liniștește-te! Este o p***ă. Pentru că tu ești gravidă, am vrut și eu puțin acțiune, atâta tot, atât. Nu recunosc că sunt amanda ta, Mircea. Ce amantă, fată? Ce amantă? Cine ești tu? Ce faci aici? Ce faci aici? Mircea... Bă, ți-am spus ce este, ți-am spus! Hai, liniștește-te, te rog. Deci nu vine să cred, jur că nu vine să cred că tu faci chestia asta, tu faci timp în care eu te-am crezut pe tine, am crezut că totul e bine, Mircea, am crezut că tu mă iubești prea la dragi. Este bine, este bine, e... Recunoști adevărul. Că te-aș din gură! Cine ești, mă, fată, tu? Te-aș din gură! Ce mă împiști? De ce ții apărarea? De ce ții apărarea? Nu-i țin apărarea! Potuliți-vă! Ce vrem să ne facem? Nu. Dacă n-ai înțeles... Deci nu! Timpul tău a trecut! Spune adevărul, Mircea! Nu, n-a trecut nimic! E o c***! Atât! O c***! Crede-mă, iubita mea! Crede-mă! Dă drumul! Las-o! Uită-te la mine! De ce ai făcut chestia? Tu știi că noi avem o familie împreună, gata, nu suntem gata, împreună, gata. Suntem în timp! Las-o să plece! Tu ești de domeniul trecut! Ce domeniul trecutului și tu ce? S-a folosit de tine, doar atât, n-ai înțeles? Nu te uit! Nu te uit la aia! Bate câmpii! Lasă isterica asta! Eu am mai deșteapă! Las-o! Dispar, băi, femeie de aici! Las-o! Las-o! Iubita mea, vino până în living.
Câteva ore i-au fost de ajuns lui Andrei să pună la cale o cerere în căsătorie în cel mai romantic mod cu putință. Fără cuvinte, doar gesturi încărcate de iubire. În bucătărie te așteaptă o surpriză mare, că dragostea noastră. Te rog să iei cutia și să vii pe ponton. Nu o deschide. Vrei să fii soția mea? Mea? Da, normal, da, 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 da. Normal că vreau să fiu soția ta. Îmi doresc foarte mult să fii lângă mine toată viața. Și eu îmi doresc. Îmi doresc să împărțim totul împreună și... Oh, Doamne, deci am niște emoții, atât de greu să vorbesc, mi-am făcut un text, dar l-am uitat. Ce contează e că te iubesc enorm de mult. Și că vreau să fim împreună tot timpul, noi doi, pardon, noi trei, și să ne iubim toată viața. Eu nu mai am cuvinte. Cum ai putut să faci chestia asta, Mircea? De ce ai făcut chestia asta? Lasă-o, te rog eu. Mircea a făcut o lată rău. A înșelat-o pe femeia care l-a așteptat de 5 ani, care a îndurat totul pentru el și care acum îi poartă în pântece copilul. N-a fost o mișcare prea inteligentă. Nu mă, nu am nimic. Avem un copil care trebuie să... Mircea, nu e ca una ta, ca o proastă și tu mă înșeli acum când ai bani. Nu, putem fi din nou împreună, crede-mă. Te rog să mă lăsezi. Lasă-mă, te rog, lasă. Laura! Mă doare! Ia tras pe mine! În capul ăsta așa nu mai pot. Te rog, nu mai pot. M-ai distrus. M-ai distrus. Nu te-am distrus. Lângă tine! Laura! 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 Alo, salvare! Vă rog! Iubita mea, nu știu, aleșinat! Delia nu s-a răzgândit. Îl va părăsi pe Radu și pentru asta va veni să-și ia lucrurile din fosta ei locuință. Noroc că a păstrat cheia și își poate căra bagajele fără să deranjeze pe nimeni. Știi că iarăși suntem singurei, nu? Și știi că așa trebuie să se doarcă de la spital, nu? Și nu vrei să fugim și noi puțin în dormit orice? Nu avem timp și pe viteză nu-mi place. Ia povestește, ce ai făcut cu Mircea? A fost perfect. O să se despartă și el de Laura, cum s-a despărțit și Radu. Delia, nu e asta o problemă. Și o să punem noi mâna pe avere, pentru că eu o să-l am pe Mircea, la degetul meu, pic. Dar te-ai scăpat de Anda? Jur că nu-mi doream să aud întrebarea asta. Nu, n-am scăpat. De ce? Pentru că nu am cum. Are ceva împotriva mea care, dacă va ajunge pe mâna poliției, așa, e groasă rău. Voi înfunda pușcăria. Păi și de ce nu-l lichidezi? Pentru că ca să fac asta, îmi trebuie un plan foarte bine elaborat. Foarte bine pus. Vrei să te ajut? Nu, de asta nu să mă ocup personal. Dar am nevoie de timp. Până îți mai dau puțin timp, putem să mergem și noi în seara asta la hotel? Ăla de pe lac? Exact. 51? Da, camera noastră de nebunii. Hei, bună seara, bună seara, ce faceți? Andrei și Maria au venit în vizită la părinții lor. După atâtea luni de suferință pentru toată lumea, veștile bune nu mai contenesc. Vă deranjăm? Stai puțin, Maria, stai puțin, poate deranjăm. Nu, ce să deranjezi la... Poate! Mama mea!
Păi am întrebat și eu. Am furii. Și să deranjați că ce surpriză ne-ați făcut. Voi nu vedeți pe fețele noastre că suntem niște părinți super fericiți? Uite, pe Cornelia ați emoționat-o până la lacrimi. Aproape că nu mai are cuvinte. Dragă, spune-ne și tu ceva. Ce să spun când mă uit la ei cât de frumoși sunt și ce bine le stă? Așa e. Și că vă stă bine împreună și că ne-ați făcut o surpriză. O super surpriză. Ei, acum ca să vă facem să cea mai mare surpriză. Cea mai mare surpriză? Hai să vedem ce vrei. Stai așa un pic. Stai, că nu a văzut. Ce frumos! Felicitări, să fie de data asta într-o super! Mamă, mă căsătoresc, îți dai seama? Da, fetița mea, o să fii cea mai frumoasă. Nu, noi vrem să facem ceva rapid, în 10-12 zile maxim, ceva de genul. Da, și să fie mai restrâns. Până atunci îi trec și emoțiile. Wow, după aceea... Și glumeți, văd, că e și glumeț. Nu mai prins tu în zilele mele bune, fiule. Doamne, o să fii mireasă. După aceea o să vină și botezul. Și nuntă și botez. O dublă de senzație. Bine, lăsând acum la o parte glumele și totul, vreau să vă spunem că noi suntem foarte fericiți împreună. Că simțim că de data asta este ceea ce avem, acest lucru ce avem acum între noi este ceea ce avem nevoie. Și vreau să vă mulțumim mult, mult de tot pentru tot sprijinul pe care ne-ați oferit. Noi nu credem că am făcut mare lucru. Am făcut ceea ce am simțit că trebuie să facem. Și în situații similare vom face la fel. Ce fac niște părinți deosebiți. Pentru niște copii deosebiți. Dar acum am și o întrebare. Dacă noi ne căsătorim, voi ce faceți? Ceva planuri? Avem vreun plan? Păi nu știu, voi să-mi spuneți. Avem un plan foarte important. Timpul. Să vă vedem fericiți pe voi. Ionuț, Valeria și Eugen l-au dus pe Radu la spital. A fost externat cu condiția să ia repaus sexual timp de 30 de zile și să stea cât mai liniștit, dacă se poate. Ia uite, merge în vârful picioarelor. Oh, bine că n-a fost nimic grav și ai scăpat ușor. Ionico, tu nu-ți dai seama. Cum să nu fie grav? O lună fără sex, tu-ți dai seama. Tu unde ai învățat, frate, prostiile astea? Cine te-a învățat? Eu nu i-am zis nimic. Tu îmi vezi copilul la prost. S-a prins singur, mamă, se prinde singur, că e băiat mare, înțelegi? Măi, e mic, lasă copilul să învețe altceva, școală, mămică, carte, lecții. Lasă calea, le prinde pe parcurs. Mă, tu ce cauți aici? Spune-mi și mie, iar ai venit să-i faci rău lui Radu. Am venit să-mi iau lucrurile. Și unde sunt lucrurile? Văd că n-ai nimic în mâna. Unde e geamantanul cu haine? Am venit să le iau, dar nu am putut, pentru că n-am mai... Hai, las-o, mamă, în pace. A venit să-și ia niște lucruri. Ce treabă ai tu cu ea? Să pleci odată din casă! Aoleu, dar nu mai țipa și nu te mai băga tu. E problema mea și a ei. Înțelegi? Măi, las-o, te rog, Radu, las-o să plece, să scăpăm odată de ea! Mamă, ia du-te tu! Mă, nu ți-ajunge cât rău ți-a făcut! Mamă! Poate ai treabă tu jos, ia vezi. Bunicule, s-ar putea să aibă treabă jos cu tine, nu știu. Nu? Ia vedeți voi ce treabă aveți, hai. Radu, las-o să plece. Deci te rog, las-o să plece, bine. Scapă de ea. Bine, tocmai de aia, că trebuie să o las să plece, dar nu poți să o las de față cu voi aici. O las separat pe urmă. Hai că trebuie să vorbești ceva cu ea. Hai, du-te. Dispar de aici și lasă-mi copilul în pace. Hai, vină încoace. Rămân. Normal, trebuie să fie și el aici. Du-te că au treabă cu tine. Fugi. Fugi. Aolo. La cât mă place ăsta micu, ar sta aici doar așa să vadă că plec. Trebuie să vorbesc cu tine. Eu n-am ce să vorbesc cu tine. Te rog să te dai din calea mea că trebuie să plec. Trebuie să vorbesc cu tine. Ce să vorbești cu mine? La ce? Să mă mai minți iar? Ai senzația că o să te cred la infinit? Tu îți dai seama ce mi-ai făcut tu mie? Te-am iubit. M-ai iubit? Așa îți demonstrezi. Și te iubesc în continuare. Așa îți demonstrezi tu dragostea față de mine? În toate felurile o demonstrez. Pupă-mă. Hai, lasă-mă. Auzi, știi ceva? Oricum, tu dacă vrei, poți să pleci în momentul ăsta. Dar știi că nu scapi de mine, nu? Radu, știi ce mă doare cel mai mult? Că te-am iubit, știi? Și am investit sentimente în relația noastră și nu ți-a apăsat. Ți-ai bătut joc, așa, pur și simplu, ca și cum n-ar fi contat. Tot la mine trebuie să te întorci. Nu mă mai întorc de data asta. Dă-te din calea mea că plec. Pa. Știi că nu scap de mine cu una, cu două. Mircea a dus-o de urgență pe Laura la spital cu dureri groaznice. Acum nu-i mai trebuie nici avere, nici distracție, doar sănătate pentru copilul lui și pentru femeia pe care o iubește. Doamnă, vă rog, vă dau, vă înglob în bani.
rezolvați-mi această problemă. Liniștiți-vă. Vă rog, salvați-mi copilul. Este vorba de bani. Suntem aici și facem tot ce se poate pentru dumneavoastră. Vă rog să vă liniștiți. Păi nu pot, asta e problema, că nu pot. Vă rog să vă calmați și să luați un loc. Vă anunțăm îndată ce lucrurile vor fi sub control. Vă rog frumos. Doamne, ce ghinion. Cum a putut să întâmple lucrul ăsta? Atmosfera caldă de primăvară i-a scos din casă pe membrii familiei Mariș. Asta și fericita veste pe care o are Andrei pentru ei. Fericită doar pentru unii. Eu am cerut-o pe Maria în căsătorie. Oh, wow, bravo! Și acceptat! Bravo, bravo! Ala, o să dansăm rănuntă! Vă distrați! Radu! Au. Tu nu vii să-ți feliciți frațele? Chiar mă! Las că-i trimit o scrisoare, nu-i problemă. Un e-mail, nu? Da! Lăsați-l mă că suferă și el pentru nebuna aia de Delia! Băi, fraiere! Uite tu ce alegere bună a făcut fratele tău. Și ce vrei să o aleg și eu pe ea sau cum? Hai nevoie o fată bună ca ea. Păi și atunci? Terminați, măi, hai să ne bucurăm de momentul ăsta, nu se poate. Opa. Hai capărul, Mădălin, acum suntem toată familia, felicitați fratele, Mădălin. Ah, să mă bronzez. Hei, băi, brusc. Hai zic să facem un grătar. Am o poftă nebună de o ceafă de porc. Bă, Radule. Mai, mamă, lasă mama răutățile. Nu e cazul acum. Băi, o secundă. Cel mai important lucru din lume este că suntem aici împreună și că ne putem bucura cu toții de acest eveniment fenomenal. Corect, bravo. Așa că bucură-te și tu. O să vă distrug, nenorociților. Ceva mai devreme, la Vila Mariș, Delia a aflat niște informații prețioase. Ele o vor ajuta să-și facă rost de o aliată nouă, alături de care îl poate distruge pe Mădălin. Bună. Tu ești mai? Ce vrei de la mine? Vreau să mă asculți un minut. De ce te-aș asculta eu pe tine? Am ceva foarte important să spun, Ana. Tu mie? Dacă verific geanta, poate da. Nu, n-am niciun pistol. Te rog frumos să nu mai glumești cu asta. Trebuie să vorbesc ceva foarte, foarte important cu tine. Bine, hai, intră. Ai un minut la dispoziție. Închide ușa. Cum ai găsit în primul rând? Știi că prietena mea stătea lângă voi acolo. Și fratele ei, din ce știu eu, te-a ajutat să te muți. El mi-a spus când v-am căutat. Doamne, ce mică e lumea asta, nicăieri nu scap de tine. Măi, oricum te găseam. Pentru că, ți-am zis, e foarte important. Ce așa important? Anda, cred că Mădălin îți face ție, acum, exact ce mi-a făcut mie. Adică? Adică își bate joc de tine. Are o amantă, și nu orice amantă. S-a combinat cu iubita lui Eugen. Și are de gând să te părăsească. Care iubita mă lui Eugen? Blonda aia urâtă? Da, blonda aia, și se pare că el nu o consideră urâtă deloc. De ce te-aș crede pe tine? Pentru că spun adevărul, în primul rând. Și, ok, nu mă crezi, dar te rog să te convingi singură. Uite, ai aici adresa hotelului la care se vor întâlni puțin mai târziu. Ai și numărul camerei. Te duci, vezi că am dreptate și împreună îl putem distruge pe Mădălin, pentru că merită asta. Ele, eu nu am încredere în tine. Nu trebuie să ai încredere în mine. Du-te și convinge-te. Tu întotdeauna mi-ai făcut mie rău. Te duci și te convingi. E foarte simplu. O să vezi că am dreptate și o să vrei să fii aliata mea. Radu suferă din dragoste. Deși fidelitatea și sinceritatea au lipsit cu desăvârșire din relația lui cu Delia, iubirea a existat și acum doar ea le-a mai rămas. Tu suferi pentru fata aia. Băi, ia termină cu chestiile astea, iar începi? Tot ce ți-am zis? Păi tu o iei de la capăt. Mai bine zic decât să suferi atâta să te împași cu mama. Păi iar încep cu prostiile astea? Păi tocmai ce ți-am zis mai devreme, că eu sunt tatăl tău. Nu ai ce discuta cu mine de fetele mele, da? Ai înțeles? Așa că lasă-mă cu prostiile astea. Eu o iubesc pe Delia. Da, e mama. A venit să mă ia. Hai, vorbim mâine. Pa. Pretty woman, walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. Gata! Hai mă, tot supărat ești, ce ai pățit?
Băi, încep și tu abia a plecat la mic și încep tu acum? Radu, stai puțin, că nu vreau să ne certăm, nu vreau să te enervezi, dar te văd așa în gândura și sunt curios să văd ce ai pățit. Păi și cum să nu fiu nervos, mă? Cum să nu fiu nervos? Eu vreau să mă împac cu Delia și ea nici măcar nu vrea să mai audă de mine. Ți se pare normal? Păi mă, ce pot să zic acum? Nu știu, vezi, fă și tu ceva. Gândește-te la ceva, să surprinzi. Ia spune-mi, Dr. Lovelace. Uite, eu cu Maria așa am făcut. Ia zi, ce ai făcut tu? Păi nu știi, prima oară i-am făcut declarația aia de dragoste. O surprins într-un mod din ăsta frumos, o impresionez. Ceva de genul ăsta trebuie și ție. Delia? Nu e Maria, da? Aoleu, și ce da? În primul rând nu e călugăriță, da? Aoleu. Și în al doilea rând nu pot să o fac să plângă, trebuie să o fac să râdă. Că altfel nu reacționează. Are stimuli invers. Nu știu ce-i cu fata asta, nu știu, are probleme. Fii-te, mă, pune și tu cenușa în cap, cere-ți iertare și o să vezi că o să meargă. Și dacă nu merge așa, pot să... Nu, e bună idee, e bună, e bine. E bine, bravo, mersi mult. Stai, bă, stai că avem o idee, bă, Radule, nu, că e bravo. Bună asta, e bună, merge. O, nu iartă-mă, stai, nu e bun. Mircea e îngrijorat. Poate totuși șocul prin care a trecut Laura n-a fost chiar atât de grav. Poate nu vor păți nimic nici ea, nici copilul. Poate vina lui nu e chiar atât de mare. Nu am vești foarte bună pentru dumneavoastră. Din păcate, Laura a pierdut sarcina. Îmi pare foarte rău, nu s-a putut face nimic. Chiar nu s-a putut face absolut nimic? Ne pare foarte rău, s-a încercat totul. Spuneți-mi acum cum se simte. Ea este bine, este într-o stare stabilă în acest moment, însă a aflat și a vestea și vă dați seama. Aș vrea să o văd. Poate mai târziu. Vă rog. Vă rog, sunt tatăl copilului, vreau să o văd, vreau să văd cum se simte. Poftiți. Mersi. Ce cauți aici? Cum te simți? Pleacă de aici, te rog, pleacă de aici. Ești afară, Mica. Ai distrus copilul, ești un criminal. I-am luat cu mine. Cum ai putut să faci asta? Iartă-mă, te rog. Lasă-mă că nu mai am putere să țin la tine. Te rog eu, liniștește-te. Și iartă-mă. Dacă mai pui o singură dată mâna pe mine, nu știu de ce sunt o stare. Am greșit, știu. Cum îmi cer greșit? Scuze, îmi cer scuze. Ce scuze să ai tu? Cad în genunchi. Copilul pe care mi-l doream din tot sufletul și meu. Și eu mi-l doream. Mi-l doream amândoi. Te rog, crede-mă că îmi pare rău. Îmi cer mii de scuze, cad în genunchi în fața ta. Vreau să mă lași în pace pentru că nu mai are niciun rost. Eu nu mai vreau să te văd. O să facem alt copil. Nu. Tu crezi că e atât de simplu? Tu știi cât mă doare acum, ce să fac? Mi-ai rupt bucată din mine, mi-ai rupt. Mi-ai sfâșiat sufletul, Mircea. Știu, Iubita, știu. Lasă-mă, deci lasă-mă. Hai, mai dă-mi o șansă. Nu pot să-ți mai dau nici. Nu pot. Te rog mult de tot, liniștește-te, te rog. Ești afară în momentul ăsta. Ești afară în momentul ăsta, pentru că ești cel mai josnic om pe care l-am văzut vreodată. Îți găsesc scuze mereu. Te rog, te rog, liniștește-te. Afară, ești afară. Mâine o să vin să vorbim din nou, te rog. Nu mai vii niciodată. Ești afară, ieși că mă doare de nu mai pot. Ieși, ieși odată. Norocitule, mai și tu peu. Primul dintre blestemele aruncate de Geta asupra lui Mircea s-a împlinit. A ajuns singur și nefericit, dar femeia vrea să-l distrugă cu adevărat, să-l vadă la pământ. Sunt trist și amărât, Mircea. Păi cine mai pedepsește data asta? Ce-i cu tine? Să rulă. Să crești mare. Este vășiu. Da? Uh-huh. Ce faci? Hai, mă ușuri pe aici, ce faci? Asta-i fasole? Copilul. O alegi? Faci ciorbă sau? Hai, pune-o aici și nu mai râde. Pune-o aici și nu mai râde. Glumesc și eu cu tine. Bine. Zim. Am eu așa un feeling că toată averea o să întoarcă înapoi în familie. Da? Eu sunt foarte supărată. De ce? Duc. Pentru că am trecut pe la vilă. Așa. Și erau toți fericiți, triumfau de fericire.
Iar tu, uite-te la mami. Am văzut cum te îmbrățișai cu Valeria. Am crezut că te-am pierdut. Știi că am avut o durere imensă în inima mea că te-am pierdut, mă, da? Mămico, eu numele de Mariș îl port pe ca să pot să fiu mai aproape și să am un pas spre avere. Da, mami, dar nu trebuia noi, să schimb numele. Mă dau Valeria ca să pot să... Să nu știu, să mă dau și cu lugu-lugu, că și la un moment dat averea, eu sunt sigur că se va întoarce, pentru că Eugenul va da în judecată pe Mircea. Și mari șanse că averea să se întoarcă. Automat, întorcându-se, eu sunt băiatul ăla cu minte și voi merita o părticică. Fericirea ta contează cel mai mult pentru mine. Eu... Fii atentă că veni vorba de fericire. Ia zi. Vezi că Mircea e distrus. Ai văzut vrăjile mele unde l-a adus? Ai văzut? Băi, or fi contribuit și ele la ceva? Ia zi, cum? Ce-a pățit? Ia. L-a părăsit femeia. Iubita? O, cimpazeu, l-a părăsit. Nu contează, era iubita lui, da. Da. Bine, dar nu datorită vrăjilor. Știi, planurile bine, mele, bine, ale bine, Indianei... Cum zici tu? Serios vorbesc. Cum zici tu că nu vrăjile mele? Deci? Încă unul. Încă unul? Pachet. La canal cu el. Cine urmează? Ar mai fi Coman, Radu. La ăla e nesemnificativ. Deci o să vezi că chestiile astea ale mele, așa cum le numești tu, o să facă din familia Mariș un zero. O să-i distrug. Iar ceea ce ți se cuvine va fi al tău, cât mai curând. Bine? Delia ajunge și la inspectorul Coman. Trebuie să reușească într-un fel să se răzbune pe Mădălin și, dacă e nevoie, se va alia chiar și cu poliția. Vreau să vă spun, nu știu dacă ați aflat ultimele noutăți, că Mădălin e acum împreună cu actuala iubită a domnului Eugen Mariș. Vezi, exact cum bănuiam și eu. Exact. Am înțeles. Da, și... Nu-i scapă nimic. Nu, sunt convinsă că ăștia doi pun ceva la cale, iar să ia averea, să mai prostească pe cineva. Știți cum e Mădălin. Delia, dragă. Cu toții știm cum e Mădălin. Cu toții știm că în familia aia fiecare vrea să pună mâna pe averea bătrânului Mariș. Dar eu lucrurile astea nu pot să le pun aici în dosar. Eu pe ce-mi spui tu, pe vorbele tale care sunt cam goale, nu pot să-l condamn, nu pot să obțin condamnarea acestui criminal. Te rog frumos, ceva palpabil. Știu că Anda l-are cu ceva la mână și dacă o atragem pe Anda de partea noastră, așa? Ea ne va furniza aceste dovezi. Și poți să faci tu chestia asta? Da, cred că da. Păi te rog foarte mult, obține aceste dovezi și mai vorbim. Dacă vă ajut să faceți rost de dovezile astea, vreau să-mi garantați că nu voi mai petrece nici măcar o zi în închisoare. Delia, Delia, tot ce pot să-ți promit este că voi face tot posibilul să-ți obțin o pedeapsă cu suspendare. Asta înseamnă că nu va mai trebui să mă întorc la închisoare? Înseamnă că vei fi condamnată, nu vei scăpa de condamnare, dar nu vei face nicio zi de pușcărie. Vei rămâne în libertate. Ok, cam asta. Cam asta a fost, vă mulțumesc. La revedere. La revedere. Ai credere în fata asta? Pătrule, nu uita. Era să fie ucisă în pușcărie, iar eu am salvat-o. Nu crezi că am avea suficiente motive ca de data asta să acordăm puțin credit, să credem că e sinceră. Diana, iar ieșim la vânătoare în seara asta. Văzând-o în brațele atâtor bărbați, aproape am și uitat că Diana e încă iubita lui Eugen. Dar ea n-a uitat și are mare grijă la tot ce face și ce spune în preajma lui. Ce frumoasă poți fi! Mulțumesc, iubitule! Sunt uluit! Chiar îmi pare rău că nu putem să stăm în seara asta împreună. Tu chiar trebuie să pleci așa în fiecare seară. Ce se întâmplă? Știi că lucrez în presă și în plus trebuie să pregătesc ediția de a doua zi a ziarului. Chiar îmi pare rău. Și toate evenimentele au loc seara. N-am cum să lipsesc, înțelegi? Înțeleg, înțeleg. Acum, nu că te-aș certa. Departe de mine gândul ăsta. Chiar să știi că apreciez modul tău de a te întreține singur, de a trăi pe banii tăi. Ești genul femeii de carieră. Îmi place chestia asta. Ești prima persoană care am cunoscut-o așa, la maniera asta. Știi că întotdeauna mi-a plăcut să fiu așa și ți-am zis asta de la prima întâlnire, dacă te aduci aminte. Și
Nu, nu-mi place să depind de alții, îmi place să fim independentă. Da, da, da. Cum ar fi să ies eu acum și să-ți cer ție bani? Dă-mi și mie bani să ies. Oh, dar nu? N-ar fi o problemă. Dar nu-i vorba asta, despre asta, da. Ia iurea. Apropo de bani, ai mai vorbit cu avocații? S-a rezolvat ceva? Draga mea, am vorbit. Uh-huh. Se pare că există o cale. Îl vom da pe Mircea în judecată, uh-huh, și cu puțin noroc s-ar putea ca averea să revină înapoi. Eu nu mă gândesc la avere și știi că nu mă gândesc la asta, dar vreau să te văd pe tine liniștit și împăcat, că nu-mi place când te văd așa. Iubirea mea, lângă tine întotdeauna sunt liniștit și împăcat. Mă bucur atât. Ce în stare să facă un îndrăgostit ca să recucerească inima iubitei lui? Răspunsul e simplu, absolut orice. Am nevoie de ajutorul vostru urgent, rău de tot. Uitați-vă ce am ajuns să fac pentru o femeie. Uitați-mi ce hal m-a adus și ce pe fața mea. Pentru ea fac tot. Așa că vă rog să mă ajutați, că nu mai pot. Fără ajutorul vostru nebunesc. Trebuie să iasă din bloc. E o gacică brunetă, dar e bună rău de tot. Nu știu să vă dau detalii cum e îmbrăcat, o să vedeți voi atunci. E brunetă, ochi deschiși, frumoasă, rău, sigur. Bărbați-o și să-și dea seama. Bine, gata, nu mai zic nimic. Ideea e următoare. Când trece pe lângă voi, am o replică pentru fiecare. Numai că să o spuneți în așa fel încât să nu creadă că vă cunoașteți între voi. Că n-aveți nicio treabă unul cu altul. Și treceți pe rând. Dumneavoastră, să-i spuneți Radu cere iertare. Tu, Radu te iubește. Dumneavoastră îi spuneți Radu nu mai face prostii. Bun, asta, nu mai face prostii, că se lasă de prostii, perfect. Radu nu mai face prostii. Și voi doi, la comun, ați venit împreună, ce să fac? Nu știu, vă stă bine împreună, împacă-te cu Radu. E bună, asta, ok? Ați înțeles? Facem o repetiție? Hai să încercăm măcar. Radu se reiertare. Radu, te iubești. Radu, nu o să mai facă prostii. Este, nu o să mai facă prostii, Radu, și voi? Împacă-te, Delia, cu Radu. Vă stă foarte bine împreună. Vai, perfect, senzațional. Gata, am rezolvat-o. Asta e bine, acum. Ce mai am de rezolvat cu voi? Treceți pe rând să nu vă recunoască, să nu știe că sunteți împreună, că nu veniți toți odată. Nu, pe rând, vă dați replica și treceți mai departe, da? Acum, banii. Banii rezolvăm noi după și în cazul în care mă împac cu ea și cu ajutorul vostru, vă dau și un bonus, e perfect, da? Ce ziceți de asta? Hai, bine, acum eu trebuie să plec. Dacă vine, le dați drumul la treabă, că nu trebuie să mă vadă pe mine. Eu am treabă cu ea mai târziu. Pa, succes, baftă, baftă! Diana se pregătește pentru tura de noapte. Oricine știe că în presă se lucrează non-stop, iar Diana e o femeie de carieră. Unde pleci, mă, îmbrăcat așa la ora asta? La bibliotecă? Așa? Da. La redacție, Valeria, la redacție. La redacția de ziare erotice. Nu, să înțeleg. Valeria, nu, Valeria, la muncă. Și dacă nu schimb tonul, s-ar putea să-l chem pe Eugen. Care așa, muncă la ora asta? La ora asta pleci tu la muncă? Deci nu se rezolvă cu tonul, nu? Bineînțeles că eu sunt stăpâna casei aici. Eugen! Eugen! N-am înțeles Eugen! De ce trebuie să-l chem pe tata. Pentru că cu dumneavoastră nu se poate rezolva altfel. Da. Ce se rezolvă iubitule? Cu mine? Ce s-a întâmplat, iubire? Valeria nu mă lasă să plec și să ia de mine. Zice că sunt îmbrăcată, nu știu cum. Cum sunt îmbrăcată? Nu-ți place cum sunt îmbrăcată? Ba, chiar ești foarte... Tată! Păi și atunci nu înțeleg. O femeie nu se îmbracă așa și nu pleacă noaptea la ora asta de acasă. Doamnă, dacă dumneavoastră n-ați lucrat niciodată, normal că nu știți cum e să vă duceți la un serviciu. Ok! De ce nu te îmbraci decent aici? Nu înțeleg. De ce te îmbraci în halul acesta? Valeria, te rog frumos să nu mai fii nervoasă. În sfârșit, am găsit și eu o fată cu minte, elegantă, la locul ei, care își câștigă banii. Și acum tu și în situația asta îmi faci scandal. Nu se poate. Tu... Tată, tu nu înțelegi că această femeie nu te respectă. Tu nu pricepi lucrul ăsta. Deschide ochii că ai mai avut una care și-a bătut joc de tine. Eu am deschis ochii și văd foarte bine ce am lângă mine și, crede-mă, sincer, sunt foarte mulțumit. Tată, dar Maria! Maria nu e tânără, ai văzut-o cum e îmbrăcată, ai văzut-o pe Maria în halul ăsta îmbrăcată, spune-mi. Și ea e tânără, e frumoasă, are și un băiat frumos și tânăr lângă ea. N-ar putea să meargă la fel îmbrăcată ca ea? Mă scuzați că am un corp frumos și mă îmbrac adecvat. Oare... Îmi pare rău să vă dau această veste. Oare Maria n-are și un corp frumos? Sinceră să fiu, nici nu mă interesează de Maria. Da, ceea te interesează. Nu. Păi dacă ai tupeu, cum să te intereseze? Spune-mi și mie. Dacă ești nesimțită, cum să te intereseze? Iubitele, eu nu mai suport jignirile astea, eu o să plec. Pa! Tată, nu pricep nimic.
Ce să pricep? Ce asta e mai era ca Anda. Nu pricep nimic. Mai până la urmă, care e rostul supărării tale? Fă-mă să înțeleg. Care e rostul supărării? Da. Tată, știi că au venit facturile? Știi că n-avem un leu, un leu, da? N-avem un ban în cont cu ce să plătim. Și ție ți arde de pițipoance, de iubiri. Nu mai pot. Că mie nu mi-a plăcut de asta de la început, de când am văzut-o. Asta e o altă problemă. Deci acum înțeleg eu fondul supărării tale. Problema financiară a noastră, nu? Vreau să te liniștesc. Am vorbit cu avocații. Stai liniștită. S-ar putea să-l dăm pe Mircea în judecată și, cu ajutorul lui Dumnezeu, s-ar putea să primim înapoi banii. Tată, suntem în înțelegi? Eu nu știu ce mai putem face. Te rog frumos să ai încredere în mine și lucrurile se vor îndrepta spre bine. Ne trebuie doar încredere unul în celălalt. Atât de tot. Delia tocmai ce a ieșit din blocul în care locuiește Alexandra, prietena ei. Are ceva treabă în oraș și e grăbită. Dar o conspirație națională se interpune între ea și planurile ei. Radu-ți cere iertare. Radu te iubește. Radu, nu să mai facă prostii. Delia, împacă-te cu Radu. Vă stă foarte bine împreună. Vino și pupă-mă! Băi, ești nebun la cap? Și ce ai pe față? Mi-am pus cenușă în cap numai să mă ierți! Băi, tu ești sănătos? Doamne, cum arăți! Doamne, șterge-te, ești urât! Cum să fiu urât? Uite-te la mine cât de bine îmi stă, uite! Uite, vezi ce frumos! Vai, Doamne, Dumnezeule, dar ce-a fost cu toți oamenii ăia care ziceau, te iubesc? Păi nu știu, mă, i-am auzit și eu, nu știu, cred că toată lumea vrea să fim noi doi împreună, tu-ți dai seama? Toată lumea, eu nu le-am zis nimic! De asta pentru că i-ai plătit, lasă tâmpenile, hai că asta e o altă glumă proastă de-a ta! Iartă-mă că te iubesc! Uite-te ce am ajuns să fac, să-mi pun în cenușă în cap numai să mă ierți, te rog frumos! Radu, termină! Iartă-mă, ascultă-mă, fii atent aici, uite-te la mine, de supărare așa, m-am făcut negru, m-am gândit că poate nu-ți mai place de mine alb. Și uite, m-am făcut negru și poate fi și mai dotat, cine știe. Hai, termină că oricum acolo ești pe stop multă vreme de acum înainte, așa că te rog frumos să taci. Hai, mă, te iei după doctorii aia, ce știu ei? Pe bune acum. Radu, nu poți să te ierți doar așa. Uite, eu te iubesc pe tine, sunt nebun, nebun după tine, sunt, înțelegi? Radu, și eu te iubesc, dar nu pot să te mai iert. M-ai făcut prea mult să sufăr și nu mai merge, nu mai. Vă că nu merge așa cu tine. Auzi? Tu vreodată ai fost răpită de vreun negru? Ai fost? O să fie acum! Radu, lasă-mă în jos! Radu! Ca să evite și alte scandaluri, Diana n-a mai plecat de acasă îmbrăcată atât de provocator. Și-a luat o pereche de jeans sexy, la fel de buni pentru o întâlnire amoroasă și a venit la hotel. Așa mă aștepți tu pe mine? Ai întârziat. Cum vrei să te aștept? Oi fi nervos, te pomenești. Nu, te aștept ca fraierul, 42.000 de ore. M-a ținut nebuna de Valeria. Poți măcar să te dai mai încolo dacă tot ești așa nervos. Vezi că Valeria e maică mea. Vezi cum vorbești. Nu mai poți tu de maică, tate pomenești. Auzi, Valeria e maică mea și... De când ai dat astea? De când ai dat astea? Ți-am zis să te dai mai încolo, că vreau jos să stau jos. Gata, șefa, iartă-mă. Ce faci? Acum bine. Acum bine? Ia zic, omoșul, ce-ai făcut? Păi mi-a zis că s-ar putea să recupereze averea în instanță. A, da? O luăm? Asta înseamnă că jucăm la două capete, a? Păi îl avem pe Mircea, îl avem pe Eugen. Nu se știe niciodată pe care... Care de care are nevoie. De care ne folosim. Și așa mai departe. Și acum vrei tu să te folosești de mine? Sau ai venit decât să semnesc condiția să pleci? M-ai luat foarte dur la început și m-am speriat. Ce mă fac? Eu mai am o problemă. Ce problemă mai ai? Ia zi. Uită-te la mine. Anda e mai sexy decât mine? Băi, sincer să fiu, Anda nu se compară cu nimic. Anda nu se compară cu nimic? Adică vreau să spun că n-ai, tu n-ai grea de comparație. Anda e mult prea
mult prea mică pentru tine. Plus de asta să zici foarte... Știi că trebuie să recuperezi, așa că mai bagă, hai. Ești sexy, ești provocatoare, mă inciți, mă exciți, să mă... Să te văd. Nebunești, mă... Mă scoți, mă... Mă, hai să mă ceva că... Nebunesc aici. Mi s-au desfăcut pantaloni. N-are nimic. Oricum trebuie să se desfacă. Deși adevărat! Închide ușa, haide, închide ușa, haide, închide ușa, haide! Că și-o am zis că sunt beat, uite și mai folosesc pistolul. Hai, repede, unde-i? Mădălin, dacă pățesc un singur lucru făcut de tine, ziua ăla ajunge la pușcărie. Cred că dacă vrei banii mei, da, gândește-te de mai multe ori. Andrei te iubește, Delia! Așa. Ia, bagă-mi pe fața mea. Moară familia Mariș de ciudă.